ultimă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Ascultă fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jocuri de Cuvinte. Mă numesc Daniela Tanco, sunt profesor de educație fizică și de limba spaniolă. Săptămâna aceasta este săptămâna mixtă, unde vom face o scurtă introducere în limba spaniolă. O am alături pe doamna Rodica Bândilă, coordonator al Centrului de Limbi Străine Eureka. Bună ziua, doamna Rodica, și bine ați venit! Bună ziua tuturor! Împreună cu dumneavoastră vom face astăzi un experiment în care profesorul devine elev la ora de limba spaniolă și vom vedea cât de repede poate un adult să învețe o limbă străină. Astăzi vă voi prezenta sunetele caracteristice limbii spaniole, cifrele, formulele de salut, naționalitățile și țările aferente, câteva meserii, precum și conjugarea principalelor verbe a fi, a avea și a vorbi. Limba spaniolă este a doua limbă vorbită la nivel mondial, după engleză. În 20 de țări este limba oficială. În Spania, Chile, Columbia, Peru, Puerto Rico, Cuba, Mexic. Deci este o limbă foarte importantă. Să începem deci cu pronunția în limba spaniolă. La fel ca în limba română, într-un cuvânt spaniol, toate literele se pronunță, cu excepția literei H. De exemplu, și vom nota aici, ora. Da? Care înseamnă oră, se scrie hora și se pronunță ora. Da? H nu se aude. J se pronunță H. De exemplu, viaje
care înseamnă călătorie, se pronunță viaje. Sau Juan. Sau Juan. Juan Carlos. Juan Carlos, la fel. Ene se pronunță ni. Da? Mañana, care înseamnă mâine, se pronunță mañana. Mai știu eu așa, auzite señora. Señora, doamnă, señorita, domnișoară. Atât știu, mai mult nu. Așa. Ele, ele se pronunță G. Doi de L? Da. Llegar, care înseamnă a ajunge, se pronunță llegar. Foarte interesant. Total diferit. G se pronunță G. De exemplu, gente, care înseamnă lume, se scrie gente, se pronunță gente. Probabil de aici au luat englezii gentleman. G se pronunță hi. Da? Colegio, care înseamnă școală, se pronunță colegio. Și la colegiu, probabil tot așa? Colegiu, da. Depinde. Mm-hmm. Poate să fie universidad, mm-hmm. universitate. Da. Ci se pronunță si. Da? Felicidad. Da? Ce se pronunță se. Felices. Care înseamnă fericiți. Felices. Z se pronunță un F peltic, așa, un S între dinți. Deci, da? Da. Zapato, care înseamnă pantof, se pronunță zapato. Am auzit un nume, zapata. Zapatero. 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 U se pronunță U. Da? Vergüenza. Care este, care înseamnă rușine, se pronunță vergüenza. Observăm că aici avem și s-ul, da? Z-ul, care se pronunță uh-huh. s. Uh-huh. Que se pronunță che. Da? Întrebarea che. Care înseamnă ce, care. Qui se pronunță chi. Quijote. Uh-huh. Don Quijote. Să vedem acum, doamna Rodica. Da. Ce ați înțeles? Cum pronunțăm? Sunt ora. 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 Viaje. Viaje. Mañana. Mañana. Mă lași pe mine să vedem singură? Llegar. Llegar. Gente. Gente. Colegio. Colegio. Felicidad. Felicidad. Felices. Felices. Zapato. 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 Vergüenza. Vergüenza. Da. Que. Que. En Quijote. Foarte bine. Vom merge acum mai departe prin prezentarea alfabetului. Alfabetul în limba spaniolă diferă foarte puțin de cel în limba română. În locul literelor Ș și Ț, alfabetul în limba spaniolă are U,
Și atât. Atât? Da. Da. Și se pronunță A, B, C, D, E, F, H. Deci cu E mult. Cu E mult. Și cu S. Și cu S. La germană, da, am observat că au cu ț. A, B, C. Vom trece acum la formulele de saluturi. Atunci când sosești într-un loc, te poți exprima. Hola. Da, cu ho. Mut. Hola. ¿Qué tal? Și care e diferența? Hola înseamnă salut. Bună, nu? Bună sau salut. Asta. Hola, ¿qué tal? Bună, ¿qué tal? Cum ești? A. Așa, am mai observat că se pune semnul de exclamație, da, și la începutul propoziției. Așa se întâmplă și la întrebări uneori? Da, da. Așa se întâmplă. Deci toate propozițiile, toate propozițiile exclamative au acest semn și toate propozițiile, dacă întrebi, au. Și semnul întrebării. Și în semnul întrebării, de exemplu. Da? Deci scris invers. Scris invers. La început și scris normal ca și în română, la sfârșit. Buenos días. Asta care înseamnă bună dimineața. Bună dimineața. Și atunci bună ziua? La fel se poate zice, dar se folosește... Da. Bună dimineața, în spaniolă se folosește dimineața. Buenas tarde se folosește după masa. Mai târziu. Tardes. Buenas tardes. Tradus este bună seara, dar se folosește mult după masa, după ora târziu de mâncare. Și când plecăm dintr-un loc, ne adresăm. Buenas noches. Înseamnă noapte bună. Adios. Deci nu-i adios. 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 Pa. Se pune accentul pe a doua silabă. Da. Adios. Pa sau la revedere, mai bine spus. La revedere. Adios. Ciao. Asta e ca în italiană. Ciao. Pa. Dar se ciao scrie diferit. Da. Cu A sau E? Cu A. Ciao. Hasta luego. Pe mai târziu? Pe mai târziu. Luego? Da. Da. Luego, mai târziu. Hasta mañana. Asta mañana. Pe mâine. Mañana. Pe mâine. Asta pronto. Încă unul seamănă cu italiana. Pronto. Sau nos vemos. Și asta pronto? Asta pronto, pe curând. Nos vemos, să ne vedem? Nos vemos, ne vedem noi. E ca la englez, see ya. Da, see you. Da, da, exact. Nos vemos. Bun. Acum v-aș ruga să repetați puțin. Să vedem ce ați înțeles. Hola, hola, e ușor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cum ești? ¿Qué tal? Da, cum ești? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bine scrisul. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Foarte bine. Vom urmări, după scurtă pauză publicitară, vom urmări un scurt video cu formulele de saluturi. Sunt Anca Fădăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Tare Ghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Lisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. Ne-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? School TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Tare Ghin TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Me llamo Begoña. Encantada. ¿Quién es él? Es mi amigo. ¿Dónde vives? Vivo en Granada. Buenos días. Buenas tardes.
Buenas noches. Hasta luego. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen viaje. ¿Vamos a comer? Es una buena idea, con mucho gusto. No, lo siento, no puedo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en el cine. ¿Qué hora es? Son las dos. Son las dos y media. No tengo reloj. Hoy. Ayer. Mañana. Mañana. Tarde. Noche. Esta mañana. Esta tarde. Esta noche. La semana pasada. La semana que viene. Días de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Ați urmărit un scurt video cu principalele forme de salut și expresii uzuale folosite în limba spaniolă. Acum vom continua cu zilele săptămânii, lunile din an și anotimpurile. Lunes, luni. Martes, marți. Miércoles, miercuri. Jueves, joi. Viernes, vineri. Sábado, sâmbătă. Domingo, ah, Plácido Domingo. Duminică. Da? Și acum da. Lunile din an. Enero, ianuarie. Febrero, februarie. Marzo, un pic mai la dreapta. Marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, și diciembre. Să vedem, doamna Rodica,
cum pronunțăm? Și. Înseamnă cu planetele. Îi fac asocieri. Da. Lunes, lună, da? Lunes, luni. De la lună, lunes. Da. Martes. Martes. De la marte. Marți. Miercoles. Miercoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. 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 Junio. Junio. Julio. Iglesias. Julio. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. Da? Și acum să vedem vară, verano, primăvară, primavera, toamnă, otoño și iarnă, invierno. Invierno. O întrebare. Zilele, săptămânii și lunile anului și am trebuit să scriu cu litere mici sau litere mari? Pentru că sunt în engleză, de exemplu. Litere mari. Tot. Da. Și anotimpurile. Da. Am înțeles. De exemplu, cum spunem ieri? Ieri. Ieri. Ageri. Ala Y? Ageri, da. Aha. Azi. Oi. Oi. Mâine. Mañana. Mañana. De la sumete. Poi mâine. Pasado mañana. Aha. Alaltă ieri. Antes de ayer. Uh-huh. Antes. Antes de pasado, ayer. Pasado. Și pasado, trecut. Mañana. Pasado. Antes. Antes ayer. Ayer. Săptămână, semana. Lună, mes. Zi. Dia. Dia. Și dias sunt mai multe? Dias sunt mai multe, da. La plural se pune s la sfârșit. Noapte, noces. Noce, noces. Noapte, noce, nopți, noces. Vom conjuga acum verbul a fi și a avea. Ca să putem să formulăm niște fraze. Ser, a fi, tener, a avea. Da? Persoanele. Yo, yo soy. Eu sunt. Yo soy. Yo soy. Tu? Deci nu eu, yo. 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 Tu eres. Tu ești. Eres. El, ella. Es. El, ea, este. Nosotros somos. Noi suntem. Nosotros. Nosotros somos. Somos. Deci are terminații os? Da. Vosotros. Sois. 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 Un s. Eventual. Ellos. Ellas. Son. Da? Acum verbul tener. A avea. Yo tengo. Tu tienes. Él, ella. Tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos, ellas tienen.
Să vedem acum S. cum pronunțați. S. S, da. Fiecare în parte, da? Da. Jo, jo soy. Jo soy. Tu, tu eres. Ella, es. Es. Nosotros somos, vosotros sois. Ellas, ellos, ellas son. Yo tengo, tú tienes. Él, ella ¿tiene? Tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis. Ellos, ellas tienes. Vom reveni după o scurtă pauză de publicitate. Aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Vara asta ai parte de o altfel de provocare. Jocul cu cuvintele. Vara asta înveți ușor și gratis o limbă străină. Urmărește zilnic de la ora 17 Dareghi TV și echipa Centrului de Limbi Străine Eureka te provoacă să descoperiți împreună tainele cuvintelor. Noi suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghiniană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghin.tv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Galaxia Reghin 96,3 FM. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine.
revenit. Să vedem acum câteva întrebări și dacă vei ști să răspundeți la ele. Test. Testare. Cum spunem tu ești José? Tu eres José. Foarte bine. Ei sunt vecini? Ellos. Da. Ellos son... Vecinos. 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 Deci ca și în limba română, da. Vecinos. Azi este marți? Oi es martes. Oi es martes. Foarte bine. Să trecem acum la exprimarea vârstei, nu înainte de a prezenta cifrele în limba spaniolă. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Poi la 11 se spune 11, 12, 13, 14, 15. Da, secund. Da? Terminația ar fi S. Exact. La 20, 20, 20. Până la 29, 20, 1, apoi 22, 23, 24, până la 29. La 30, 30. Și tot așa. Tot combinat. Așa. 31, 32, 40. 40, 40. Tot așa continuăm. 41, 42, 43, 50, 50. 51, 52, până la 59. 60, 60, la fel. 61, 62, 70. 70. Combinație. 80. 80. 80. 90, 90. Și 100. Și 100. 100. Doamne ajută. Să vedem acum cum spuneți. Să ajungă fiecare la 100. Eu am 38 de ani. Eu tengo 38. Ești drăguță, am 48. 48. Așa. Eu tengo 48 años. Años. Yo tengo 48 años. 48 años. Da? El tiene, el are 27 de ani. 27 años. 27. Yo tengo 27 años. Vom continua acum cu câteva naționalități și țările aferente fiecarei naționalități. În Spania, España, se habla, se vorbește español, da? España și español atunci, da? Da, se español. Vorbește español. Și la limbă tot așa se spune? Da, se spune spaniola. Español. Español. Ca și naționalitate. La, vom pune aici o... În Anglia, în Inglaterra, se habla, se vorbește ingles. Ingles. În China, în China, se scrie ca și în românește, se vorbește chino. Da? En Francia se vorbește francez. Să vedem acum cum spun eu vorbesc engleză. Da, vorbi. Yo hablo
hablo. Yo hablo, yo vorbesc. Yo hablo francés. Francés. Dar vorbesc și engleză. Dar, también hablo. También înseamnă dar. Da. También. Dar sau și, depinde în ce context le folosim. Așa, dar vorbesc. Dar vorbesc și engleză. Și la și, cum se spune? I. I. Așa. También, también hablo. También hablo. Inglés. Si, și engleză. I. Inglés. Da. Ok. Bun, să vedem acum cum spunem tată, fiu, mamă. Familie. Familia. Mm-hmm. Tată. Padre, mamă. Mm. Madre. Madre. Fică. Hija, fiu. Hijo, soră. Hermana. 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 Frate. Hermano. Verișor. Primo. Verișoară. Prima. Fetiță. Niña. Băiețel, niño. Bunică, abuela. Bunic, abuelo. Bunic, bunică? Da. Abuela. Bunică. Destul de complicat. Abuelo. Bunic. Abuela și abuelo. Cum spunem, bunicul meu are 58 de ani? Așa, mi, abuelo, mi, abuelo, tiene, tiene 58 años. Vom urmări acum un scurt video și vom reveni după. Disculpe, 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 estoy perdido, estoy perdida, estoy perdido, perdida. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? ¿Lo puedo ayudar? ¿La puedo ayudar? ¿Lo la puedo ayudar? No soy de aquí. No soy de aquí. No soy de aquí. ¿Cómo puedo llegar a este lugar, esta ciudad? ¿Cómo puedo llegar a este lugar, esta ciudad? Sigue derecho. Siga derecho, sigue derecho. Luego, 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 luego. Doble a la izquierda, doble a la izquierda. Doble a la derecha, doble a la derecha. ¿Me puede mostrar? Me puede mostrar, me puede mostrar, yo le puedo mostrar, yo le puedo mostrar. Venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo. ¿Cuánto dura en llegar allá? ¿Cuánto dura en llegar allá? El centro, el centro, el centro. El centro histórico. El centro histórico. Está cerca de aquí. Está cerca de aquí. Está lejos de aquí. Está lejos de aquí. ¿Se puede ir caminando? ¿Se puede ir caminando? ¿Se puede ir caminando? Espere, por favor. Espere, por favor. Espere, por favor. Aeropuerto. 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 Estación de buses. Estación de buses. Estación de trenes. Estación de trenes. Taxi. 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 Cerca. 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 Lejos. 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 Lejos.
Vă mulțumim pentru atenție. Continuăm lecția de mâine cu un invitat special din Spania, care ne va prezenta ce să facem și cum să vorbim ca să cunoaștem Spania. Vă mulțumim, la revedere! Tradiție în prelucrarea lemnului a fost fondat în 1953 cu scopul de a construi și repara utilaje pentru industria forestieră. În 1969, după o perioadă dedicată cercetării în domeniu, s-au construit primele tractoare articulate forestiere. Dezvoltarea gamei de produse și fiabilitatea utilajelor a dus la extinderea întreprinderii și exportarea acestora pe 4 continente în anii 80. La începutul anilor 90 a început o perioadă grea în cadrul companiei. Din lipsa investițiilor în tehnologii competitive și în infrastructură, Ilum mergea în pierdere cu datorii semnificative, iar condițiile de lucru erau precare în halele deteriorate. În anul 1999, prin achiziția pachetului majoritar de acțiuni, Irun devine membru a grupului Maviprod și implicit o companie cu capital 100% românesc sub conducerea familiei Oltean. La momentul preluării Irun, am găsit o afacere aproape de faliment. Tehnologia uzată fizic și moral nu mai permitea desfășurarea unei activități de calitate care să ducă la performanță și progres. Am conceput un program de reorganizare pe termen scurt, care prevedea acțiuni imediate, după care am elaborat un program de dezvoltare pe termen lung. În 2002, Maviprod a devenit unic distribuitor al motoarelor Perkins în România, fapt ce ne-a permis să dotăm utilajele românești cu renumitele motoare englezești. Odată cu împlinirea a 50 de ani, în 2003, din pasiune pentru rezultate de succes, am continuat programul de dezvoltare și retehnologizare început în 1999. Am dezvoltat secția de turnătorie, acum una dintre cele mai moderne din țară. Aici producem toate piesele turnate din oțel, fontă și bronz ce intră în construcția utilajelor. În același timp, diferiții clienți beneficiază de piese turnate la o calitate deosebită. A fost dotată cu tehnologie germană de ultimă oră, punându-se accent pe reducerea volumului de deșeuri și a consumului.